Bună seara! Suntem din nou în direct cu avocatul Ilie Rotaru, oaspete tot mai des, tot mai frecvent pe paginile noastre de Facebook și pe canalul meu de YouTube, pentru că omul zice că are încă de spus despre cazul S.A. Gemeni, o clădire, un edificiu și o structură care altădată era de stat și după aceea a fost privatizată, care e situată ultra-central în Chișinău și e o atracție pentru mulți businessmani, mafioți, politicieni, pornind de la Vlad Plahotniuc, ajungând la Vladimir Poroșenko, sau cum îl chema? Da. Fostul președinte Ucrainean. Petro Poroșenko. Petro. Și alte personaje dubioase. Domnul Ilie Rotaru, avocat fiind, a fost câțiva ani în urmă, vreo 10 ani în urmă, numit de o instanță de judecată, administrator al acelei societăți pe acțiuni și de asta știe de aproape ce se întâmplă acolo, mai ales că s-a trezit în urma plângerii lui Petro Poroșenko și cu dosar, cel puțin cu un dosar penal. Unele dintre ele sunt pe rol, altele sunt la murat, s-a plâns și la CEDO, numai că dosarul lui încă nu a fost examinat de CEDO, chiar dacă i s-a comunicat că au audiat ambele părți și deci trebuie să fie deja hotărârea, decizia, cum se zice, în alte curți. Dar în alte curte deja de câțiva ani trage de timp pe dosarul ăsta. Chiar dacă pe cazurile o joc și nu știu cum, s-a pronunțat în cazul S.A. Gemeni și statul a fost pus să plătească o grămadă de bani și domnul avocat zice că are informație că statul deja a plătit o grămadă de bani și în care de gând să le mai dea și o bucată din acea clădire în formă de L de la colțul străzii Pușkin cu bulevardul central, peste drum, pe diagonală de clădirea guvernului. Domnule avocat, ce n-ați spus în primele două interviuri și vreți să ne spuneți acum? Nu, știi, istoria Gemeni și istoria activităților mele ca avocat în Justiția Republicii Moldova este destul de bogată. De exemplu, despre evenimentele de în jurul Gemeni se poate de povestit, cred că vreo săptămână întreagă, fără oprire. Și poate n-o să elucidăm toate problemele, toate care au fost, care sunt și care vor, posibil, în viitor vor fi. Deoarece, știi, au existat o sumedenie de evenimente, există o sumedenie de documente, există oameni, o sumedenie de oameni implicați, însă nici o anchetă care a fost începând prin anii 2000 referitor la situația de la S.A. Gemeni și până în prezent nu s-a derulat conform legilor. Au fost începute, au durat atât, chiar în 2004 au fost toate contopite într-un dosar în baza articolului 284, adică activitatea unei grupări criminale. Și iată, dosarul acela, soarta lui e foarte greu de stabilit, însă, după informațiile mele, el n-a fost clasat definitiv, este suspendat din motiv că cei de la anticorupție, CNA și alții, n-au stabilit criminalii. Și iată, eu am un asemenea răspuns din prin anii 2012-2013, în ultimii ani eu n-am putut obține niciun răspuns și cu dosarul ăsta, iată, chiar ieri am trimis iar procurorul general și procurorului anticorupției și procurorul anticorupției mi-a confirmat că au primit cererea mea de a-mi elimina, de a-mi elibera anumite documente despre soarta dosarului care am fost fabricat împotriva mea și care este, nu am nicio informație despre el, să-mi prezinte documentele că eu m-am gândit că ar fi bine să-i mai deranjați pe cei de la CEDO, deoarece nu ei doi ani jumătate, trei, nu se hotărăsc să emit hotărârea în dosar, să le trimis, să-i deranjați, să-i întreb de ce nu pronunță hotărârea. Să le arăt că, iată, dosarul acesta este și acum pe rol, fără să efectuia măcar o acțiune penală cu participarea mea. Acest dosar a intentat împotriva mea din 2005. Și nimeni, pe mine niciodată, nimeni nu m-a interogat conform legii.
M-au chemat, au zis că mă arestează, peste 2-3 ore au zis că s-au răzgândit, peste 3 ore. Dar niciun document n-a fost perfectat conform legii. Nu știu N-am dat dacă ai niciun. văzut conferința de azi, dar că a ieșit procurorul general Stoianoglu și a zis că, de exemplu, dosarul lui Platon, care e închis pentru toate crimele și infracțiunile economice de pe lume, a fost de la început până la urmă fabricat. Și deci omul probabil Da. stă închis pe degeaba. Deci Da. procurorul general spune că cu așa ceva se ocupa procuratura și justiția moldovenească în anii trecuți. Apoi, Oleg, eu de când, cel puțin de pe atât cum noi ne știm cu tine, de prin 2012, când primul dosar, eu am început să mă ocup cu dosarul penal al lui Oleg Kirbas, primul, care era atunci la pușcărie și noi împreună, datorită mare parte ției și mie, l-am scos datorită scandalului care l-am făcut. Și de atunci, din 2012, eu am studiat vreo 100 de dosare penale, prin mâinile mele au trecut, și eu urlă, le-am spus la câțiva deputați, inclusiv lui Oazu Nantoi, și lui Vasile Năstase, și lui Andrei Năstase, eu urlă că toate, 80% din aceste dosare au fost fabricate. Eu spun că procurorii din Republica Moldova, 80% din activitatea lor este o activitate falsă, este o activitate cu interes, este o activitate care pe mare majoritatea lui 80% din ei îi pun la pușcărie fără nicio problemă juridică. Iată, dăm orice, iată, dacă ne ducem și luăm ultimele 10-20 dosare a oricărui procuror din Republica Moldova, pe 5 din ele, cel din 10, jumătate, 50% el, îl băgăm la pușcărie fără nicio problemă. Dovedindu-l că el a încălcat legile penale a Republicii Moldova prin activitatea sa în aceste dosare. Iată, toate dosarele care eu le-am văzut aproape, nu, eu cred că din 100, nu, poate 10 dosare, cât de cât puteau să fie trimise în judecată și să treacă, poate să obțină o sentință de condamnare. Și atunci, dependență de mare parte, cum ar fi activat avocatul în aceste procese. Doamne ferește ce se face în anchetele din Republica Moldova. Și domnul procuror general, eu nu știu de ce, eu în locul lor, ori îmi dădeam demisia, ori cel puțin dădeam o jumătate din procurorii de la Procuratura Republicii Moldova afară, dar pe cei de la Procuratura de Corupție și la CNA îi dădeam pe 80% afară. Și luam oameni noi, prin concurs. Sunt o sumedenie de oameni care nu se pot aranja în sistemul organelor de drept, pentru că nu au rude, nu au cumătri, nu au nepoți, nu au tați, bunești și așa mai departe, care să-i susțină, să-i bage în aceste sisteme. Și ei, pe urmă, în afara sistemului rămân o sumedenie de oameni competenți, domni și doamne, de exemplu, de 30-35 de ani, care au stat, care ar putea să înceapă o activitate cât de cât normală în aceste organe. Însă, băieții țin cu dinții de funcțiile lor, de posturile lor și, în primul rând, folosindu-i pentru a face bani și a face carieră. Așa că, iată, am scris un memoriu în legătură cu gemeni. Iată, astăzi, ieri am scris și am înregistrat, ieri am înregistrat un memoriu pe numele președintelui Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, referitor la cazul gemeni, unde am spus că nu pot ăștia oameni să primească, care au câștigat la CEDO dosarul, să primească 1.500.000 de euro, care le-a dat-o CEDO în baza hotărârii. Hotărârii cât de cât legale. În prima parte, hotărârii CEDO este absolut ilegală, dar în partea a doua, referitor la venitul ratat, este absolut ilegală, pentru că ei n-au avut niciun venit ratat. Ei trebuiau să aibă, dacă nu au, asta e vina lor. Și deci, lasă duc să-l ceară de la cine le-a luat lor venitul. Dar ei au fost acționari al Săgemii, care a activat și a avut venit pe toată perioada cât a fost ei acționari, și ei, aveau și au dreptul la cota respectivă de venit, pe care nu se știe astăzi, dacă ei n-au încasat o firmă, atunci ar trebui să răspundă cineva cine a încasat acești bani în locul lor. Dar ei s-au adresat, ăștia oameni, după informația mea, la începutul anului 2006 s-a adresat la CEDU, la sfârșitul anului 2006, de frica lui Plohotniuc și alților, Voroni, nu mai știu eu cui acolo, au vândut acțiunile lor sau sub presiunea lui Poroșenko. Și asta se poate stabilit printr-o anchetă, dar nimeni nu vrea să ancheteze cazul ăsta la Gemini. De ce? De la început că era Voronin, era Plohotniuc, era Poroșenko, amănui nimeni dintre ei. Păi asta, care e problema? Da, oricum, Curtea Europeană nu permite procedură de revizuire a deciziilor. Se putea contesta la Marea Cameră, dar în termen de 3 luni de la hotărâre. Și dacă au trecut 3 luni, cam târziu.
Acum Nu, dar pot eu. doar să înceapă o anchetă O internă anchetă. penală pentru uz de fals, dar Da, n-are da, legătură da. deja cu procedura Nu, dar CEDO. Au folosit CEDO, dar falsuri, cum? treaba lor, nu putem spune că e decizie ilegală, pentru că nu se discută deciziile CEDO. Nu, pe CEDO, da. Eu nu, CEDO a luat decizii în baza materialelor pe care le-a avut. Mai există o problemă, că cei care trebuiau să informeze CEDO n-au informat corect. Și ăștia care au făcut abuz de drepturile lor, cei de la Ministerul Justiției și agentul guvernamental în timpurile respective, au admis neglijență în serviciu sau mai știu eu ce acolo, că n-au informat CEDO, n-au vrut să implice, sau temut de Plohotniuc ca să nu cumva să el să repeadă întrânsul de ce le spun că ar trebui să dea încăpirea. Și acum, deci, statul este obligat să plătească 1,5 milioane, dar statul poate să nu-i plătească. Dacă zici că Poate eu să-i plătit, plătească, deja dar e să-i dea târziu. statul din înapoi. Dacă zici că Asta deja este e o nemătate. plătit, apoi e târziu să nu mai plătească. Și asta depinde în mare măsură ce va fi scris în viitoare decizia Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, care trebuie să aibă ședința respectivă, trebuie să aibă loc pe data 20 mai, acum, mâine, Miercuri, poimine. miercuri. Miercuri, da. Eu nu știu, poate ea s-o mai amâie. De ce ea poate să o amâie? Ei încearcă prin fel și chip să o amâie, că nu s-au înțeles. Dar astăzi, eu iată de ce am hotărât să mai apar o dată cu ăsta Gemini, după asta, cred că nu mai fi. Că astăzi mi-a venit mie de la Curtea Supremă de Justiție o hârtie scrisă de cei de la Moldova Agroimba. Eu nu știu cum se numește acum precis această bancă, că ei pretindă să fie parte în procesul respectiv de la Curtea Supremă de Justiție, ca parte interesată în acest proces. Păi, cu ce ocazie, domnilor de la bancă? Ei tare bine au știut situația la Gemeni, s-au băgat i-au acordat credit, știi, acestei bănci, știind că la CEDO există două, trei, toate dosarele, ei știau tare bine. Banca aceasta, am avut mari probleme cu banca aceasta când era Poroșenko la Gemeni, când eu i-am evacuat reprezentanții lui de acolo, știi, din cauza acestei bănci, eu am fost, deoarece ei vindeau toată informația, o transmiteau lui Poroșenko despre activitățile noastre, eu am fost nevoit să retrag conturile de la această bancă și să mă duc la altă bancă. Deci băieții ăștia de la bancă au știut foarte bine ce fac, ei sunt implicați în afacerile murdare în jurul Gemeni și nu numai în jurul Gemeni, și ei trebuie să răspundă pentru acțiunile care le-au săvârșit, au dat celor de la Gemeni un credit absolut ilegal, prin care au permis spălarea prin conturile băncilor cu ajutorul creditului lor. Eu cred că este foarte ușor de stabilit pe cale de anchetă unde s-au dus banii luați din luați de cei de la Gemeni din creditul de la bancă. Eu cred că până acești bani care au fost luați în credit au ajuns în buzunarele lui Poroșenko și oamenilor lui. Au pus în gaj, iată, iarăși este o problemă, care parte din Gemeni au pus-o în gaj, partea lui Ojot și Roibu sau partea celor 60% din acționari care trebuie eu administram cotele și interesele lor. Dar și iarăși, eu știu că o grupă de acționari a scris plângeri Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupției, se cunoaște bine, unde se pune problema anchetării acțiunilor de punere în gaj și de darea creditului pentru cei de la SAGEM. Eu nu știu ce o să facă actualii cei de la Procuratură, Procuratura Anticorupție, cred că încearcă prin toate mijloacele să acopere activitățile ilegale, inclusiv a celor de la Moldova Agroimba. Dar aceasta, eu cred că este o problemă de viitor. Eu, pur și simplu, am atras atenția și primului ministru și Curții Supreme de Justiție, Procurorul General, că fac o mare greșeală că nu se ocupă serios de problema celor de la Gemeni care se află în prezent și celor care s-au aflat mai ales după 2007. Și cu aceasta, cu Gemeni, eu cred că, nu știu, dacă o să mai apară ceva informație, o să mai ies pe pagina mea de Facebook, n-aș vrea să ocup interesul celor care te ascultă și te văd pe tine, programele tale. Dar și deoarece astăzi și în timpul apropiat oamenii se vor ocupa mai mult de problemele politice și după cum am auzit, am văzut, chiar am citit că
Și chiar președintele Moldovei, actualul președinte al Republicii Moldova, a zis corupție și criminale trebuie să stea la pușcărie, dar aceasta este o retorică preelectorală de obicei a șefilor statului nostru și numai așa, celor de la guvern și din ministerii, dar după ce ei își mențin puterea sau capăt puterea, ei uită de toate promisiunile de luat și în primul rând nu se ocupă cu reformele în justiție adevărate, ci preiau schemele care au existat până la ei și le folosesc în continuare. De ce eu, iată, mult timp, mult am scris eu, dar eu poate voi ajunge să acum să am o jumătate de an, un an de zile, ca să mă ocup de ceea ce am scris eu despre reformele în justiție, pot să adun câte vreo 500 de pagini dactilografiate pentru a publica, redacta o lucrare și a o publica. Poate va fi cuiva interesant, dar până în vara aceasta eu o să mă ocup serios de probleme să apară în spațiu public și să descriem ceva real din politica care a avut loc, politici care au avut loc în Republica Moldova, care au loc, care poate perspective vor avea și posibil puțin o să ne ocupăm și de ce trece în România, deoarece în România vor avea evenimente foarte importante, două alegeri locale și alegeri parlamentare, plus aceea foarte mult vor influența asupra soartei întregii Europei, alegerile din Statele Unite ale Americii care vor avea loc în noiembrie anul ăsta. Va fi președinte mai departe Trump sau nu. Și de ce? Dar iată, eu am și luat în considerație că noi ieri, data trecută, ieri am început cu care ar fi cele mai importante măsuri în vederea reformei justiției, despre care se va vorbi mult în această campanie electorală care urmează să fie derulată. Eu am scris, ca să fiu concis, dacă vei avea întrebări, poți să mă oprești oricând. Iată, tot ce se vorbește, de obicei, politicienii nu se pregândesc la propunerile lor. Despre reforma justiției vorbesc mult, dar nimeni, majoritatea nu cunosc problemele reale ale justiției Republicii Moldova. Principala problemă că justiția a fost subjugată, în primul rând, judecătorii și mai ales acei de la Curtea Supremă de Justiție au fost subjugați, deci impuși. Ei, și asta prima, și a doua, că ei nici nu se împotriveau să devină servitorii politicienilor, conducătorilor, mai bine zis, a țării, deoarece ei îndeplineau anumite comenzi, acestea îi protejau și, iar mai departe, judecătorii se ocupau și ei cu rezolvarea problemelor personale în detrimentul intereselor legale ale cetățenilor Republicii Moldova și businessul ilegal care a existat și există și astăzi în Republica Moldova până în oricare cotă, deci ar putea să existe situația economică a țării, ar putea să fie mult mai bună dacă aveam o justiție cât de cât legală, care activa pe baze legale. Iată, și în Republica Moldova principala problemă este problema activității privind reforma justiției, este problema reformării activității, nu componenței. Încă o dată atrag atenție că la noi se principala problemă componența. Cine va fi judecător sau cine nu va fi. Problema activității Curții Supreme de Justiție. Și aici, în primul rând, trebuie să dată problema. Cine poate, să o punem deodată, cine poate deveni judecător în Republica Moldova? La noi există institutul cel al magistraturii, care pregătește procuror și judecător de profesie, însă eu consider că această instituție este o instituție în prezent dăunătoare. Ea trebuie ori lichidată, ori organizată ca un centru de pregătire a lucrătorilor din organele de drept și nu pentru pregătirea profesională a procurorilor și judecătorilor. Deci în Republica Moldova și în lume pot deveni judecători numai cei care au studii superioare juridice și au un staj de muncă numai mic de 5 ani într-o funcție conform studiilor lor superioare juridice. Adică ai lucrat ca avocat, ca notar, ca anchetator, ca polițist de 5 ani de zile și poți să pretinzi la a ocupa o funcție de judecător
dacă s-a eliberat respectiva. Și pot să ocupa numai pe bază de concurs. Dar nu concursul care se organizează cum se organizează la noi cu ușile închise, deci în secret, în mare măsură, fără examene scrise, după ce se studiază documentele tale, ești intervievat și după aceea decizii de comisia cine pe cine ei aleg. Toate astea proceduri sunt ineficiente, sunt pentru a acoperi reale interese a celor ce organizează acestor concursuri și pentru cine ele se organizează. Dacă un concurs trebuie să fie petrecut, derulat de către o comisie de concurs, care este permanent, pe 3 ani de zile se numește și din oameni independenți, de exemplu, Comisia pentru Selectarea Judecătorilor trebuie să funcționeze pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, în componența, nu mult, 5-7 persoane, un avocat, un procuror, toți cei care participă în procesul judecătoresc, alte persoane, un jurnalist și șef acestei comisii de concurs trebuie să fie un profesor universitar. Și atunci cine, s-a eliberat funcția. Oamenii care corespund anumitor condiții. Am avut atâția profesori universitari care au fost și în CSM, și în CSP, și în CCA, și în, cum îl cheamă, CEC. Și ne-au dezamăgit încât nu ne facem deloc iluzii. Vedeți că ați, no, oprit, păi, vedeți că ați oprit camera. Dar, cum a fost numiți acolo? Fă tot așa din comisia de concurs. Păi da, și dacă nu putem face o comisie independentă, o comisie de concurs, cum putem crede că acea comisie o să aleagă oameni independenți? Corect, eu odată mă gândeam, când tot am participat eu la o grămadă de concursuri și vedeam că totul e politizat, da, și la cheremul lor, mă gândeam, mai degrabă dacă ar face o loterie, tot mai mare șansă ar fi să nimerească un om integru în funcție, la întâmplare, decât să facă ei, să mimeze concurs și să iasă oricum omul lor. Nu, iată, deci noi, în primul rând, Oleg, noi avem nevoie de o lege care să stabilească exact toate procedurile acestea de creare comisiei, componența comisiei, tot și totul. Păi ce, acum nu sunt legi, domnul profesor și domnul avocat? Dar, uite, sunt legi acum, nu? Nu, și, există. Și o lăsat portiță pentru ei și ați văzut cum au numit membrul Curtea Constituțională, cum au numit membrul în CSM, cum au ales procurorii generali și... La șef, la CNA, mai te gândești, acum nu e nimeni numit, nu? Da. Eu, da, CNA... E un interimar, nu știu că e. Nu lucrează, deci, cei de la CNA, deci... problema... la care? Centrul Național Anticorupție? Nu, a fost numit domnul director Flocea. Da? Da, eu tot m-am mirat că el a ajuns, omul ăsta a ajuns în fruntea acestui centru, dar eu CNA nici nu urmăresc, nici nu mă interesează ce fac ei acolo, că e clar că instituția aceasta este o instituție foarte dăunătoare pentru țara noastră și ea cât mai repede va fi lichidată, s-ar reorganizată, va fi mai bine, mult mai bine pentru țară. Ea nu are niciun drept la existență. Această instituție ne-a fost cum, băgată pe gât din afara țării, dar eu încă o dată spun, tot ce se trece în Republica Moldova este caracteristic și pentru toată, cam pentru toată Europa și pentru toată lumea, în mare măsură. E puțin în statele cu o economie dezvoltată, haosul ăsta și dezastru ăsta nu e chiar atât de pronunțat, deoarece acolo oamenii pot, care mai au și bani, că grupările sunt foarte multe, ramificate și mai pot să-și apere drepturile și să-i mai dăie jos pe cei care fac ceea ce fac, ar face în Republica Moldova. La noi în Moldova, de ce, nu, atunci, cum zic, tot, într-adevăr, nu, cam nu prea este, nu prea, tu singur zici, că nu, și eu sunt de acord, că nu prea avem ieșiri, deci, până nu ajungem, nu dăm de fund, nu știu care e fund, că suntem la fund și așa mai departe, și până lumea nu se răscoală sau mai știu eu ce să fie, iată, dacă vine, de exemplu, eu aștept, cine, iată, domnul Dodon, socialiștii vin la putere împreună cu Maia Sandu, mă gândim că vor pune ceva, vor încerca să facă, vor schimba, au anunțat că statul a fost capturat, au primit legea respectivă și ce?
care e speranța? Vine ăștia de acum, dacă Dodon pierde alegerile prezidențiale, vine, de exemplu, Maia Sandu. Și o aduce pe iarăși pe cea doamnă stămată ca ministru justiției. Eu îmi închipu și dezastru să fie, ce reformă să facă el. Vine Andrei Năstase. Ei au avut ocazie să facă ceva. N-au făcut, au avut câteva luni de zile. N-au făcut absolut nimic în domeniul ăsta. Nici n-au încercat măcar. Eu mă gândesc, poate mie îmi place ceea ce spune astăzi Usatul. Poate vine Usatul, el poate face ceva, schimbare, cel puțin el jumătate din procuror poate îi va da afară, va aduce alții. Nu știu. Cine? Dar... Usatul e șef la procuratură sau în ce calitate Usatul să dea procurorii afară? Și ce împuternicire are președintele să dea procurorii afară? Ce-i bat ca Lukashenko? Eu nu-mi doresc dictatură ca în Belarus. Dar cu asta, Dodon, ce influență are? De ce? Toți acum se uită ce face Dodon. Real, președintele Republicii Moldova are o influență colosală. Hai să nu... Ce influență avea Voronin? Ce influență a avut Timofti, care, în principiu, Plăhătiuc era președintele țării, real. Ce influență asta? Asta făcea ce vroia. Fără nicio lege, fără nimic. Fără nicio puternicire juridică. Hai să nu fim atât de naivi. Președintele țării, dacă, de exemplu, eu cum mă gândesc, vine Usatul, el o să... și Parlamentul nu uita să schimbă. Dacă Usatul câștigă alegerile prezidențiale, o să fie alegeri parlamentare și partidul lui o să iei un număr important de voturi. O să schimbe situația politică esențială. Dar asta trebuie de văzut, depinde cum acum cetățenii Republicii Moldova vor vota. Dar nu prea avem șansă în timp apropiat să întâmple ceva. Cum nu este, nu prea sunt șanse nici în lumea întreagă. Noi, din cinci, lumea degradează mai mult. Părere de rău, iată, eu am venit aici în Uniunea Europeană și am încercat să întreprind unele măsuri pentru a influența chiar și situația în Republica Moldova, în justiție, însă fără niciun rezultat. Și ce, dacă noi cu tine vorbim despre, sau iată, problema constă în aceea, cu tine, mai există o problemă, noi avem presa, oamenii foarte mult se uită la televizor, mai ales în timpul, iată, de astea grele, pandemie și la mai departe. Dar cine, jurnaliștii noștri, fiecare au grupare, nu sunt plătiți din către privață în mare măsură, fiecare cu interesele lui. Și, dar în real, interesele țării, iată, la Ministerul Justiției au ajuns oameni, deci în tot sistemul ăsta de administrare ajung oameni care nici nu ar trebui pe aproape, nici de direcții ajung în funcție de ministru, ei real nu face față niciunei funcții de șef al unei direcții ministeriale. Dar sunt numiți, deci, pentru că sunt puși ca să îndeplinească anumite indicații și anumite comenzi. Și noi când începem să vorbim despre, iată, tu zici că există proceduri de petrecere a concursului. Legea privind organizarea unui concurs, în principiu concursul trebuie să fie organizat pe aceleași principii, în toate aproape domeniile. Nu există, eu am în vedere angajarea în funcții publice. Cum fac chinezii? Odată în an dau examene. Organizați examene pentru cei care vor să vină în funcții publice. Și sunt anumite condiții. Dacă a trecut barierul și a fost inclus în lista care pot pretinde la o funcție publice, el mai devreme sau mai târziu va deveni funcționar public, dacă se va elibera respectivele funcții. Și acolo examenele cele nu sunt simple. Nu fiecare le poate da. La noi, eu ce zic, iată, cum o să ajungem să impunem pe cei care participă la concurs să scrie examen scris, să dea examen scris? Că cei scris cu bărdița nu stai, cei scris cu penița nu stai cu bărdița. Prostia omului se vede când scrie un text. Și toți judecătorii, toți cei care vor să pretindă la o funcție de judecător, trebuie să dea examen scris după 5 ani de zile de ce au activat într-o profesie juridică. Unde e văzut așa condiții? Tot suntem, iată, dacă noi începem să insistăm, oameni buni, hai să scriem în lege că toți participă la concurs, la funcția de judecător, numai după ce au activat 5 ani în profesie.
juridic. Toți să fie împotrivă toată mafia asta care există, toți judecătorii, procurorii care azi activează să fie împotrivă. Ei n-au, pe urmă, foarte puține șanse vor avea fiicioarei și nepoții lor. Pentru că azi la Consiliul Superior, acela la Institutul cel de Magistratură, acolo numai foști în cine vin acolo și sunt acceptați. Copiii de deputați, copiii de celor din guvern, copiii de procurori și copiii de judecători. Dacă cineva mai nimerește acolo, poate din oameni simpli eu n-am întâlnit, și dacă nimerește cineva totuși acolo care tăticul, mămica, bunielul, bunica n-a activat în organele de drept sau n-a fost deputat în Parlament sau mai știu eu ministru, acolo deci înseamnă că s-au dat mulți bani. Și ei acolo termină cum termină institutul ăsta și au privilegiul să devină judecători și procurori. Și atât casta asta de a cei care astăzi încalcă cu rușinare legea, fac abuză și așa mai departe, ei sunt schimbați cu copiii, nepoții și așa mai departe, care tot vor procede pe cei cale care o cunosc de la părinții și bunii lor. Și aceasta este o mare nenorocire pentru țară și pentru societate. Oamenii poate nu înțeleg. Dar iată noi când o să-i punem pe ăștia, iată eu propun ministrului justiției să organizați un examen pentru cei care au terminat Institutul Magistraturii. Pentru cei judecători care nu, anul trecut sau domnul Dodon anumit în funcție, s-a organizat un examen scris la dreptul civil, adică o întrebare din dreptul constituțional, dreptul civil și dreptul procesului civil. Și a doilea examen pentru dreptul penal, o întrebare din dreptul constituțional, una din codul penal și alta din codul de procedură penală. Iată două examene. Tații punem scris, să vedem că din ei o să primească nota 5, adică nota cea mai mare. Eu cred că 50% 7 nu o să iei. Și acel examen scris să fie verificat de 3 persoane de la diferite catedri. Și cândva pe urmă cineva, o comisie acolo să mai uite după ce vor fi numiți toți, să verifice încă o dată aceste examene, rezultatele examenilor, aprecierile. Și să pe urmă să aprecieze munca celor care au verificat aceste examene. Tot poate de rezolvat, știi? În unele țări civilizate din Europa există practicile astea și ele se folosesc. La noi nu. La noi aici, în România, în fostele țări socialiste, mai ales, Doamne ferește. Examenul constă în prezentare, adică concurs, constă în prezentarea documentelor și interviu. Prezentarea, studierea documentelor și interviu. Aceasta înseamnă pălăvrăjeală pentru a acoperi realul interes a unor persoane. Cu iată, concursurile care au fost petrecute de oamenii care au venit la putere din nou, conduși de Maia Sandu, de Andrei Năstase, bătaie de joc au fost. Ministrul Justiției stămate numai pentru concursurile cele care le-au organizat, ei niciodată de trebuie să dispară în general din politica Republicii Moldova. Dar de ce? Nu poate să dispară, pentru că ea a fost susținută de anumite persoane care au băgat acolo cu orice preț. Și iată, au făcut-o și deputat. Și ea pe urmă să vină și o să strige că trebuie reformă, că trebuie nu știu ce, că iată, fără a propune ceva concret, practic, ca să schimbe situația. Să avem, iată, când eu scriu un text, eu pot compara textul ăsta cu cei ce au scris alții. Eu am participat la concurs, la secretarul Consiliului Primăriei, cândva de mult, când a venit Chirtoacă la putere, când am fost ales. Păi iată, cel care a câștigat concursul, eu am avut posibilitate, m-am dus în judecată numai pentru a compara cei ce am scris eu cu cei ce a scris acel care a câștigat concursul. Și eu am și astăzi aceste materiale. Și este evident că răspunsul meu a fost mult mai bun. Dar de ce eu n-am trecut? Pentru că băieții au hotărât altfel. Dar eu am un exemplu concret. Și nimeni nu mă poate convinge că dacă era sistemul de astăzi cu studierea documentelor și interviurilor, niciodată nu mai puteam dovedi că eu am fost mai bun. Dar când e scris, eu pot dovedi. Altă problemă că instanțele de judecată în Republica Moldova au îndeplinit o indicație și au zis că
respingeți cererile notarul. Doamna Anton mi-a respins, cei de la Curtea de Apel. Eu am și hotărâri, am toate materialele. Este un proces și documentele respective dovedesc cum a fost mușamalizat, cum a fost falsificat rezultatele unui concurs. Iată, dacă scrii ceva, atunci poți să dovedești. Eu nu m-am mai dus eu la CEDU, nu m-am dus nicăieri. Acum tehnologiile permit să înregistrez nu doar audio, dar și video, chiar și interviu verbal. Da. Cum au făcut pentru funcția de procuror general și au făcut publice interviurile. Și se poate compara întrebările, felul cum se comportă cu unul, cu altul. Nu, păi stai puțin. Acolo ce întrebări? Acolo a fost din ochii lumea, a fost organizat niște discuții. Acolo n-a fost examen, n-a fost niște discuții în cadrul între câteva persoane și un pretendent, funcție oricare. Deci, acesta poți iată, eu vorbesc despre reforma justiției. Iată, vine domnul Crânat și el va vorbi altceva despre reforma justiției. Dar eu vreau să-l văd pe domnul Crânat să scrie el în scris toate propunerile lui concrete și iată eu, dacă el va scrie sau cine, domnul Grebincea. Apie că-i tamam profesor universitar, că ai zis că trebuie să fii cineva din mediul academic. Cărnați-i prof universitar și de ce nu-ți place, de ce nu-i bun și nu-i fiul nimănui. Ia să-ți spun eu despre profesorul universitar care astăzi. Este o tragedie când polițiștii, foștii polițiști, foștii procurori, foștii judecători, iată, foștii deputați, foștii consilieri, ai băieții, ceva, domnul Crânaț e tânăr, el a făcut bani în alte domenii și așa mai departe. Ei băieții au salarii bune, au avut salarii bune, au ieșit la pensie, au pensii bune, au invadat. Ce? Ei au lăsat poliția, procuratura, instanțe de judecată și s-au băgat în avocatură. În notat acolo noi primește, în avocatură, în știință. Și astăzi, uite, dacă te uiți să te duci peste tot, în știința, la facultăți, la catedre, activează foștii polițiști, foștii procurori, foștii judecători, foștii deputați, în mare măsură, și printre alte specialiști în domeniul penal. Iată, eu de câte eforturi am depus devin măcar lector superior la Universitatea de Stat, eu nu am fost admis. De ce? Pentru că ei care bine știu ce o să vorbesc eu la lecții studenților și ce vorbesc ei. Iată, eu am citit și pot să, iată, dacă mâine caut hârtia respectivă, eu mi-am notat unde lucrarea finanțată de Soros, unde profesorii actuali, foștii procurori, actuali doctori și habilitați și docenți, unde scriu că corupția este benefică pentru societate. Iată la ce am ajuns. Dacă ei își comentez eu textele cele care le-au scris ei, Doamne ferește. Iată, deci, oamenii, cu părerile de rău, iată, noi în 20-30 de ani, societatea, cei cu știința, studiile superioare, însemnătatea lor, a degradat colosal. Deci, ele nu trebuie să la nimeni. Toți vor să facă bani. Nu vor, fără, cu orice preț. Și băieții se bagă atac prin orice mijloace, în lături pe oricine, pe cei care mai capabili, dar care nu au o susținere financiară consistentă sau o susținere politică. Și în rezultat noi avem cei ce avem, iată, eu mă gândesc că mai există o problemă pentru organele CNA-ului, procuraturii, că acolo nu sunt specialiști care poate efectua o anchetă elementară. Aproape nu au. Că ei s-au deprins 20 de ani sau 30, aproape 30, aproape, ei nu, multe au început de prin 2005. Ei nu au făcut anchete. Ei au fabricat dosare. Și aceasta este, a fabrica un dosar este una și a ancheta, deci anchetez ce? Niște circumstanțe care s-au devenit cunoscute din afară, dar a fabrica un dosar ce înseamnă? Tu ai primit o indicație sau tu dorești, sau ai primit niște bani, sau ți-au propus cineva, ți-a făcut o comandă cu orice preț al lătrui pe cealaltă să nu mă încurci și așa mai departe. Și tu începi să cauți, dovezi împotriva persoanei concrete. Nu se stabilește anumite circunstanțe.
Și iată, deci nu mai e aducerea oamenilor, dar cum să-i aducem, iată? Principala problemă, cum să aduci oamenii competenți, onești și cu verticalitate în funcția, de, funcția respectivă, mai ales funcția de judecător. Că problema mai este judecătorul ce? Iată, i s-a făcut un dosar penal. El ce trebuie să facă? El trebuie să scrie cereri de demisii, da, el este impus. Dacă s-a făcut dosar, te suspendează CNA, trebuie și CNC-ul, asta, Consiliul Superior al Magistraturii, sau trebuie să-și dai demisia. Iată, care e problema? Prezumția de vinovăție, băieți, unde? Dar toți vorbesc despre că dacă tu ai dosar penal, gata, soarta ta politică s-a terminat, soarta ta ca funcționar public se termină. Dar până la condamnarea mea, bă, este mult, iată, dosarul meu continuă 15 ani. Să închipă, dacă e... Judecătorul Orândaș, îmi pare că avea și el un dosar, da, și l-a dat afară. Păi nu, păi cât au plecat, mi s-a spus că dacă nu pleci, iată, scrii cereri, noi ți-am făcut dosar penal, dacă nu scrii cereri de bunăvoie, noi continuăm, te-l trimitem în judecat și totul n-ai să fii dat afară. Cam așa discuții. Ion Pleșca au fost la vânătoare de braconieri și nu a fost nici un dosar penal și nici măcar suspendare din funcție și acum e judecător, mai tine că l-a scos din funcție doar, în sfârșit. Păi iată, domnul Pleșca, ce s-a întâmplat cu dânsul și doar el n-a fost acolo singur. A fost cu adjunctul lui Crețu, pe care l-a găsit țapii spăștor, dar nu a stat, cred că, nici o lună închis. Păi, nici o zi nu a stat închis. Pleșca n-a fost pus sub acuzare deoarece era omul mai apropiat de anumitor cercuri și anumitor oameni. Crețu a fost băgat în situația respectivă pe care o avea și o are poate și astăzi, din cauza că el a fost ales ca țapă ispășitor, asta e clar la mulți mii și așa mai departe. Iată, eu de ce spun? Că domnul Crețu, dacă refuza categoric, dar mai există și problema că dacă el refuza categoric, pe dânsul băgau la pușcărie poate pe 10 ani. Acum el a mers la compromis, nu l-au băgat real la pușcărie, au, prin aceste activități comune împreună cu el au mușamalizat cumva situația, deci el a participat la toate șmecheriile acestea, poate în principiu a scăpat de pedeapsa reală, că și el doar a fost acolo. Și dacă el spunea, nu, eu nu accept, nu iau asupra mea, nu recunosc vină și așa mai departe, nu-i tot unul băga la pușcării, cum l-a băgat Finant, cum l-a băgat Platon, și atât cum procurorul general a ieșit și a spus că tu, eu prima dată aud cum mi-ai spus că procurorul general declara că dosarul lui Platon a fost fabricat. Da, eu de mult știu că a fost fabricat și dosarul ăsta lui Filat a fost fabricat și dosarele lui Țopa au fost fabricate și dosarele mele sunt fabricate și nu numai meu, eu de exemplu, iată, o să-i scriu acum, m-am gândit că decis, dacă începem noi discuțiile astea, eu am scris scrisoare scurt, o să indic vreo 5 dosare penale în care oamenii au fost condamnați, atât dosarul, pot să-ți numesc dosarul meu, dosarul lui Rimski, dosarul gruzinului, nu vreau să-l numesc acum, dosarul lui Izabela Timofeeva. Izabela Timofeeva și încă un dosar Lipatova acum, iată vă 5-6 dosare o să le leg și o să mă adresez direct procurorul general să fac să însărcineze pe un anchetator concret, să vedem pe cine el va numi, ca să el să studieze aceste dosare și să dă procurorul, să facă comisie cum fac ei cu dosare politice și așa mai departe. Printre altele, eu nu insist că dosarul meu este dosar politic, cu toate că eu am multe motive ca să spun că și dosarele mele sunt politice, deoarece eu am participat la concursul ăsta primind funcția de președinte, am încercat să-mi înaintez candidatura și să particip la alegerile prezidențiale înaintându-mi candidatura mea și la diferite funcții și așa mai departe, dar iată aceste dosare, dacă le adunăm, vreo câteva mele, deci numai iată, eu ca am fost avocat la câțiva zeci de oameni, și iată, cele mai importante dosare care oamenii au fost condamnați și dosarele acestea sunt evident fabricate. Și nimeni nu va să răspundă. Oamenii, iată, Rimski a făcut 9 ani, absolut pe degeaba. Și a fost impus. Eu, iată, eu de ce mulți spun Rimski, eu cândva, după ce eu am fost avocat a echipei lui Rimski din 6 oameni, la CEDO am scris. Eu am semnat procurile respective și le-am trimis la CEDO. Și toți din ei, în afară de Rimski, s-au refuzat serviciile mele. Au fost impuși. Rimski a zis că nici când nu se va dezice de serviciile mele și nu se va dezice de cererea lui la CEDO.
Fiorman, unul din ăștia, din echipa, nu mai țin cine este, să am toate documentele, la pușcărie mi-a scris, personal, cu mâna lui, mi-a scris că el a fost impus de zică de cerere lui la CEDU din cauza că a fost amenințat cu moarte și l-au bătut și așa mai departe. Eu păstrez aceasta în original cer plângere. A fost scris față de mine, eu am trimis-o la CEDU. Și până la urmă, totuși, Rimski a fost impus de zică de parimse de la CEDU. Eu n-am nicio informație de la CEDU, decât când m-am adresat la ei să-mi scrie. Dar eu cred că Rimski a fost impus de zică de cerere lui la CEDU și ceilalți tot. Și dosarul ăsta CEDU până la urmă o să nu știu ce o să fac cu ei, poate ei l-au închis de acum sau l-au scos de pe rol. Dar eu o să mai insist pe numele președintei CEDU că să-mi trimită informații că a fost avocat, cel puțin pe dosarul ăsta, să văd ce a făcut cu dosarul ăsta. De ce problemele acestea sunt foarte ce s-a făcut, de ce oamenii atât de dur se luptă, tu zici pentru gemeni, dar nu numai pentru gemeni, pentru soarta lor viitoare. Pentru că la gemeni au activat mulți oameni care au săvârșit crime. Și pentru crimele astea și acolo au activat și au săvârșit și au fost acoperiți și ținuți de procurori și judecători, care tot trebuie să răspundă pentru ce au făcut ei acolo. Stoianoglu a vorbit azi și despre dosarul miliardului și a dat toată vina pe Plahotniuc. Dar și Zina Carabina și alți apropiați de-a lui Dodon au luat credite de cele neperformante. Deci nu cred că numai Plahotniuc e vinovat pentru dosarul miliardului. Auzi, Oleg, nu. Problema creditelor luate bancari cu tot o altă problemă. Plahotniuc și echipa lui n-au luat credite. Ei au spălat bani prin conturile băncilor din Republica Moldova venit din alte țări. Ei au furat bani din buget, auzi? Din buget. Păi dacă după aceea, ca să nu falimenteze banca, au luat de la buget, a garantat statul. Asta e problema, că de ce a ajuns datoria acelei bănci falite, de ce a ajuns pe seama bugetului de stat. Păi eu să atrag atenție și totodată atrag atenție celor care ne ascultă că vorbim despre furtul miliardului din buget. Și a dovedit că a fost furat din buget nu este o problemă, e o problemă simplă. Cel mai eu în timp de 3 luni de zile îi găsesc pe toți și găsim toți banii unde s-au dus. Și în timp de un an de zile îi întoarcem înapoi de unde n-ar fi ei. Dar problema constă în aceea că pe lângă furtul acestui miliard au fost furat încă multe, multe miliarde. Din credite, dar eu vreau să spun că eu am avut un dosar care a fost intentat împotriva unui client de meu, care a lucrat la o filială a băncii de economii. Auzi? Toate procurorii, cine au, a făcut dosare penale la împotriva la toți lucrătorii fostei bănci de economii. M-a auzi? Tutor, împotriva tuturor. De exemplu, la o filială de la toți lucrătorii, ei au calculat că aceștia au cauzat daune băncii de 14 milioane de lei. Sau de dolari, de euro, pare. 14 milioane de euro. Toți câți erau acolo, vreo 10 oameni, înțelegi? Și la o filială. Și asta a fost făcut prin toată țara. Și eu am studiat numai un dosar, auzi? Un capitan de la CNA-ul ducea. O doamnă. Am toate informația, există, eu păstrez așa documente. Eu am cerut de la ei să-mi dă, când am citit ordonanța de începerea urmării penală împotriva clientului meu, eu mi-am pus mâini în cap. Acolo erau câteva fraze numai. Pe o jumătate de pagină începerea urmării penale, pe articolul 190, partea 5, acea furt, adică înșelăciu, cum mi-au făcut mie, știi? Unde acolo pedeapsa e până la 15 ani, cel puțin. Și eu zic, doamnă capitan, dă-mi unde concluzia specialiștilor, expertiza economică, financiară. Domnul Tarnu, dacă noi nu avem expertiză, avem audit. Doamna capitan, dă-mi audit, dă-mi rezultatele auditului. Bine, audit intern. Dă auditul intern, să vedem, în baza la ce voi ați încântat. Îmi dă audit intern, auzi? Concluzia. Toate cifrele din cei ce au scris ei în ordonanță ce, și cei ce au scris în audit sunt cu toate alte cifre, înțelegi? Eu zic, doamna capitan, eu înțeles. Dar pe ei și-au contat pe faptul că judecătorii nu o să uite, nu o să confrunte ce spune expertiza auditului, da, ce ulea, spune judecătorii de obicei în 80%, iată eu ce spun. Iată în dosarul da, meu. Dar sunt mai multe părți în dosar, iată și avocatul apărării, poate măcar acela să citească, nu? Stai, nu.
Eu citesc ca avocat și spun, domnul judecător, uite așa, nu, se respire, eu fac demers, facem, dați să facem altă expertiză, să dăm la alt specialist. Demersul se respinge. Dar cum a fost judecat Platon, Filat și ăștia? Tot se respinge, tot. M-a și dat eu procurorul să accepta, dar și cer avocatul să respinge. Asta e metoda. Judecătorii nu sunt. Ei copie, 80% din dosare, judecătorii copie rechizitorul procurorului. Și scriu că dovezile avocatului sunt neîntemeiate. Și atât. Ei scriu pe 20 de pagini și-o zis procurorul și pe 3 rânduri și-o zis avocatul. Că și scriu că e neîntemeiat. Iată, eu aștept am o să văd ce o scrie curtea asta supremă pe dosarul igienei și eu sunt sigur că eu zic că teza aici ce o scris rotarul, avocatul lui, avocații lui și așa mai departe, sunt neîntemeiate. Că am să vedem. Și ce poți face? Nu poți... În asta și constă, auzi, tăte, dezastrul ăsta, că procurorii primesc comandă, scriu aiurea și le trăsnește lor în cap prima și le vine acum, ți-am dat exemplu la pasat. Scriu aiurea, ceva, și judecătorii acceptă și spun că și-o scris procurorii normal, dar și-o spus avocații nenormal. Și asta trece, nimeni nu face cunoștință, pe nimeni nu interesează dosarele concrete. Ele se duc în arhiv, omul primește 10 ani cum Rimsky a primit și nimeni, te duci la CEDO, CEDO se examineze 10 ani de zile cum în cazul lui Rimsky și nu știu dacă eu mai făcut ceva, că Rimsky s-a adresat în 2013, la sfârșit, sau la început sau la sfârșit, în 2013, s-a adresat la CEDO la sfârșitul 2013 și până azi nu avea niciun rezultat. Nici că măcar e admisă cererea lor, plângerea. Și iată, omul a murit, s-a dus cu pecetea că el e criminal, necătând faptul că el din potrivă a vrut să-i facă bine lui Filat și nu l-a denunțat. Dar mă rog, treaba să fie, eu nu știu, poate fi lumea cealaltă, dar eu nu prea cred despre lumea cealaltă, poate cineva va răspunde. Dar iată cam așa se, și oamenii trebuie să știe, mă rog, mare parte nici nu vor să știe, că unii zic, aia, dar și puteți să-i pune în opșcărie, dacă, nu știu, merită și așa mai departe, pe tot corupții. Dar nu putem să ne permitem. Printre altele, eu vreau să spun că Moldova, moldovenii nu vreau să vășesc crime. Oamenii sunt, pușcările sunt pline, mai pline ca pe timpul Uniunii Sovietice, din cauza că băieții vor să mențină sistemul. Că dacă ei ar face mai puține dosare penale, ei n-ar avea de lucru, trebuie să concedieze, să caute de lucru. Jumătate din procuratură trebuie, la noi ajungă undeva 250 de procurori pentru toată țara, cred că nu mai țin minte cât e acolo, mai mult pe timpul sovietic nici nu erau, dar foarte mulți procurori, organe de închetă, Doamne ferește ce se face, noi nu avem nevoie de atâta, noi de judecători mai mulți avem nevoie. Din cauza dosarelor mult civile și dosarelor penale, deci ele, dosarele penale, dacă se va lucra conform legii, vor fi cu vreo 50% mai puțin, dacă nu cu mai mult încă. Și atunci ar fi altă, dar așa, iată pentru cei care ajung în judecată, deci ajung niște copii, în mare parte, eu nu m-am terminat facultatea și am făcut un an sau doi la magistratură, institut cel de magistratură și devine judecător. Judecătorul nu poate deveni un om care are, după opinia mea, mai puțin de 30 de ani, care nu este căsătorit. El, judecătorul, trebuie să aibă vreo 30 de ani. Căsătoria și rol are. Păi, da, păi nu, dacă eu devin judecător, apoi eu nu pot să ziua să judec, dar seara să mă duc la o discotecă, știi, cu ăștia de care sunt ca o soție. Cam nu prea, deci în Statele Unite, în Europa, deci în țările care au istorie civilizată destul de lungă, aceste probleme sunt foarte importante. Dacă ai copii, dacă ai familie, dacă nu ești divorțat de 5 ori și așa mai departe, ei se întâmplă odată, deci dacă ești de 3-4 ori, nu mai ajungi niciodată judecător. Și mai, cum, deci, și altă problemă, deci, cum trebuie să fie numiți, procedurile de numire în funcție. Atât aici am spus, am vorbit despre concurs. Obligatoriu, două examene. Cei care pretind la funcția de judecător la început, trebuie să dea două examene. Două examene. Primul examen trebuie să fie o întrebare pentru drept constituțional, că astăzi toți
nu respect Constituția, nu știu Constituția. Iată, întreabă-l pe orice deputat că el o să facă foarte multe greșeli privind conținutul Constituției. O întrebare din drept constituțional, o întrebare din drept penal și o întrebare din drept procesual penal. A doilea examen la drept civil. O întrebare din drept constituțional, a doilea drept civil și a doilea din procedură civilă. Examen scris, verificat de trei persoane, fiecare document, examen să fie verificat de trei persoane, profesor universitar, cu, să le pună nota respectivă, să scoate o notă medie din cei trei au apreciat, cum au apreciat, scoate nota medie și cine are mai mare medie, acela trece. Are prioritate, nu zic că e obligatoriu. Orice, mai departe, orice judecător, inclusiv cei de la Curtea Supremă de Justiție, trebuie numiți în funcție de Parlament. La propunere Consiliului Superior al Magistraturii și Guvernul Republicii Moldova. Adică, cu cât mai multe discuții în jurul unui, numirii unui funcționar, mai ales judecător sau procuror de importanță, cu cât mai multe discuții, cu atât mai bine pentru societate. Cu atât mai bine avem posibilitatea să-i scoatem în evidență toate neajunsurile și toate greșelile care le-a făcut. Și cu cât mai multe discuții vor fi în jurul lui, și el până la urmă va fi numit, înseamnă pentru mine, pentru oricine, el merită real, a meritat real să fie numită în această funcție. Deci nu există niciun organ mai democratic și mai dătător de posibilități de a discuta decât comisiile parlamentare și Parlamentul. Discuțiile în Comisia Juridică, discuții în Parlamentul în plen și numirea, decizia finală a Parlamentului la și toate aceste, deci Consiliul Superior, după ce a trecut omul concursul, propune Consiliul Superior, împreună prezintă documentele și Guvernului ca să fie la curent, că deci este puterea executivă, totuși trebuie să participe la numirea judecătorilor ca să se expună și ei părerea, mai ales că ei finanțează, Guvernul finanțează prin Ministerul Finanțelor și controlează activitatea judecătorilor prin Ministerul Justiției. Orice judecător poate fi numit în funcție doar pentru un termen de 5 ani. La orice judecător, de ce ceilalți funcționari se numesc pe termen de 5 ani, chiar și mai puțin, dar judecătorii se numesc în funcție pe viață, sau pe 10 ani. După ce 5 ani de zile te-au numit, după 5 ani de zile Consiliul Superior al Magistraturii și Guvernul propune candidatura ta, deci apreciază activitatea ta de 5 ani de zile, fac niște rapoarte, și cei care sunt împuterniciți să numească parlament, prezentul Parlamentului și Parlamentul va confirma în funcție persoana respectivă. Avem un ceas de când am început interviu. Are probleme omul, e sunat. Sau ce altceva. Închis chiar. Eliu. Să mă suni acuși înapoi. Da. Se bagă alții, amul. Te-au sunat. Da. Judecătorii, dacă vor fi numiți, este o daună mare faptul că noi numim judecătorii de viață, așa numită inamovibilitatea judecătorilor. Iată, eu, mai ales cei de la Curtea Supremă, sunt oameni care stau de când știu eu, după 20-30 de ani de zile în funcția respectivă, și da, ei merită de mult să fie pedepsiți și pedepsiți foarte dur. Dar ei sunt judecătorii Curții Supreme de Justiție și ei spun, fă, dar ce spune acela rotarul de la el? El e nebun, de unii spun. Când aud despre mine sau ce zice, știind că eu știu tare bine ce au făcut ei pe timpul Uniunii Sovietice, încă știu tare bine ce au făcut ei în anii 90, 2000, 2005 și așa mai departe. Și după, mai ales după 2005 au fost executori fideli ale tuturor voinților Voronin și mai apoi al Plohotniu. Orice judecător, trecem la Curtea Supremă de Justiție, poate fi numit numai persoana la Curtea Supremă, care a deținut anterior timp de 5 ani funcția de judecător al unei instanțe raionale de sector, a lucrat 5 ani la sector, iar apoi 5 ani la Curtea de Apel. Nu poți să ajungi judecător la Curtea Supremă de Justiție fără să nu lucrezi la curtea anterior la Curtea de Apel.
Iată, toți judecătorii care ajung la Curtea Supremă de Justiție trebuie să treacă la Curtea de Apel. Și din oamenii cei de ales, cei mai buni judecători care pot fi înaintați la Curtea Supremă de Justiție. Și cei de la Curtea Supremă de Justiție, care în ziua numirii au, iată, despre, trebuie să mai vorbim și iată, dacă măcar acestea. Și a doua problemă, până a vorbi despre recompensele materiale sau situația materială care trebuie să aibă un judecător a Curții Supremă de Justiție, trebuie să spunem că Curtea Supremă de Justiție astăzi sunt puțini judecători acolo, ei nu scot la capăt cu volumul de lucru pe care îl au. Dacă ei, desigur, o scot la capăt foarte ușor declarând recursul inadmisibil. Adică ni studiind dosarul, citesc numai ce au spus procurorii, mai ales în dosarele penale, citesc ce au spus procurorii, copii rechizitorii și sau declară, mai încă mai ușor, declară orice recurs inadmisibil. Deci, la Curtea Supremă noi trebuie să avem cel puțin, după calculele mele, 50 de judecători, poate chiar mai mulți, nu trebuie să economisim pe aceasta. Curtea Supremă de Justiție trebuie să aibă 3 colegii, colegii penal și birși de constituțional administrativ. Nu trebuie să facem mare acolo structură, să diferențiem pe ei. Și iată cel mai important. Curtea Supremă de Justiție nu poate examina cauze concrete fără participarea avocaților, cel puțin. Dacă nu a părților, fără participare obligatorie a avocaților. Sau părților respective, sau persoanelor cointeresate. Ședințele la Curtea Supremă trebuie să fie publice și deschise, la care poate veni oricine, inclusiv jurnaliștii. Examinarea la Curtea Supremă de Justiție, cu unele excepții, trebuie să fie încă o dată deschisă. Derularea procesului trebuie să fie înregistrată. Dacă părțile doresc să înregistreze, trebuie să fie lăsați. Dar mai bine, iată cum se face în România, ședințele de judecată se înregistrează de instanța de judecată și la noi am introdus acesta și avocații, părțile pot să obțină o înregistrare plătind o sumă modestă pentru a acoperi cheltuielilor instanțelor pentru înregistrări și pentru perfectarea acestor înregistrări. Și mai apoi, după recursul depus la Curtea Supremă de Justiție, pot fi declarate inadmisibile numai în cazuri concrete, clar deschise în lege și numai dacă partea ce a depus recursul nu a înlăturat la timp neajunsurile clar indicate de cei de la Curtea Supremă de Justiție. Adică să excludem declararea recursurilor inadmisibile. Toate recursurile care vin la Curtea Supremă, cu mici excepții, trebuie să fie examinate în procese deschise. Și atunci vom vedea, iată, în dezbateri concrete, cine are dreptate. Și poate să prezint, la aceste ședințe pot fi participa jurnaliștii, care, desigur, nu pot fotografia, nu pot filma, dar dacă Curtea Supremă înregistrează și părțile au dreptul să primească respectivele înregistrări, până la urmă jurnaliștii vor afla adevărul de la aceste procese. Dacă, de exemplu, procesele lui Filatov și Platon erau înregistrate, eu închipu că era cu totul altă situație. De acum poate și milionul, miliardul era găsit și ceea ce a scris procuratura în dosarele cele era totul văzut în alte situații. Și ultima, cel mai important, Curtea Supremă de Justiție nu poate emite, mai ales pe cazuri penale, sentințe mai grave decât au fost emise de prima instanță. Dacă cei de la Curtea Supremă decid că persoana respectivă merită o pedeapsă mai mare, ei trebuie să anuleze decizia și să trimită la rejudicare. Dar nu cum fac astăzi, deci prima instanță îl achită pe om, dar Curtea Supremă îi dă maximum. Printre altele, această sistemă exista în timpul Uniunii Sovietice. Curtea Supremă a Republicii Moldova, oricare Curtea Supremă de la Moscova nu putea să decidă mai aspru decât prima instanță. Și dacă considera că omul a primit o pedeapsă prea blândă, trebuia să anuleze și să indice concret instanțele de judecată de ce ei consideră că persoana a fost condamnată prea blând și cer o pedeapsă mai mare. Și de obicei erau cazuri când prima instanță insista la poziția sa și nu putea face nimic.
și printre altele judecătorul de la prima instanță putea să conteste deciziile instanțelor superioare. Scrie plângeri la Curtea Supremă, la conducerea Curții Supreme Justiție și Curtea Supremă examina aceste plângeri și erau des cazul când se revedea respectivele decizii. Iată, acest mecanism trebuie introdus și atunci în Justiția Republicii Moldova va deveni situația altfel. Despre a doua, deci, mare importanță, partea reformei, a trebuit să fie reforma organelor de anchetă din Republica Moldova. Dacă nu, iată, nu vor fi introduse aceste schimbări, toate, de exemplu, despre, iată, recursuri, despre anulare acestor prevederi legale despre inadmisibilitatea recursului, eu nu am auzit nimeni să vorbească. Nici doamna Stamati, nici Andrei Năstase, nici nu mai vorbesc de Maia Sandu și nici ăștia care tot îmblă pe la televiziuni și vorbesc despre fel de fel de modificări. Iată, ministrul Justiției n-am auzit să spună despre aceasta. De ce? Pentru că ei se tem de aceste modificări. Ei nu doresc aceste modificări. Ei vorbesc despre cum să mărim, cum să micșorăm, cum să-i trimitem mai repede de la pensie, nu știu ce să aducem alții și așa mai departe, și cum să facem asta mai ușor, dar despre problemele esențiale ale justiției, de ce am ajuns la situația asta, nu se vorbește. Mai există aici și alte probleme, dar ele nu sunt chiar atât de importante. Dacă, iată, organizăm concursuri, organizăm, alegem oameni, într-adevăr, cu cunoștință și cu verticalitate, se va schimba situația. Și principal, eu, în toate domeniile, dacă nu vom, iată, nu știu, USATĂ, cine acolo, Andrei Năstase, Maia Sandu, eu vreau să văd cineva din politicieni, întotdeauna să cer să votăm pentru ei, dacă ei vă propun un proiect de lege privind numirea în funcții publice angajaților din orice sistem public. O lege unică pe toată țara. Și atunci poate e efect, dar așa fiecare minister, fiecare instituție își creează Comisia Juridică a Parlamentului. Eu nebunesc când aud că Comisia Juridică a Parlamentului elaborează, chiar a fost regulamentul pentru alegerea sau înaintarea candidaturii, a fost pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, a făcut ei un regulament, cum se creează comisia, cum se înaintează cererile și așa mai departe. Și ce, regulamentul acela era pe o pagină sau pe două, câteva rânduri acolo. Când, și am rămas șocat, deci am întrebat, băi, dar cine a făcut acest document? Din câteva articole. E jale, dar problema costă în aceea că nu prea avem nici specialiști cine ar putea să așeze. Eu cândva am fost, devenind membru grupului de elaborare Constituției, care trebuia să o propună, proiectul de Constituție, care trebuia să o propună guvernului, a numit într-o echipă de vreo 25 de persoane. Și în 25 de persoane nici de cum nu pot să scriezi un proiect normal, la furtă. Atunci când au vrut Ghimpu să facă nouă Constituție sau când? Da, nu, păi asta că au fost în 90, au fost chemați miniștri și le s-au propus la guvern că ei au luat decizia, au fost creat Comisia Constituțională. Păi în 94 s-au și votat o Constituție nouă, da? Da, asta s-a început încă în 90. Credeam că acum, mai recent, când au vrut să o schimbe. Nu, acum nici nu mai știi cum s-au făcut astea, cine le-a scris acolo. Ion Creangă scria, nu? Nu cred. Era, știu. Făcea parte din Comisia Constituțională creată de Ghimbu, unul Ion Creang. Auzi, numai nu scria povești. Eu am fost, iată, în grupul cel la guvern. Până m-am așa, era un haos total. 25 de persoane se adunau și fiecare. Până am zis că, băi, oameni buni, trebuie să ne așezăm, să așeze unul și să scrie, să înceapă să scrie, să adune materiale. Până m-am așezat eu și am început să scriu, am început și s-a primit proiectul meu. Până la urmă, eu am plecat din grupul ăsta și mi-a făcut proiectul meu de Constituție, care a fost acceptat de Comisia Constituțională la rând cu celelalte trei, a Guvernului, a Parlamentului și a Academiei de Știință, care tot a fost la Academie de Știință, a scris un om proiectul. Deci, într-o comisie poate scrie un act normativ dacă se adună 2-3 oameni și unul scrie, iar ceilalți să fac propuneri. Altfel nu e normal să lucrezi.
Ei, dacă când copiez, compilez din Constituția Franței și în cea românească, e ușor. Dar nu, tot unul trebuie să copii, înțelegi? Unul, nu mai mulți. Dacă faci copii și 2-3, dar tot atunci primești 2-3 proiecte, care tot una trebuie să le unești unul. Eu de ce? Iată, eu am experiența asta. Noi am venit, mi-a chemat Comisia Constituțională și de domnul Snegur în fruntea mesei. Noi eram la o masă acolo mai departe, că cei patru grup, care, până la urmă, deci eu am fost nevoit, am rugat cineva să mai intervin, deputați, că altfel nu primeau, nu avem inițiativă legislativă. Și noi am venit. Și domnul președinte, Snegur a zis, da, avem patru proiecte. Dacă cine? Și facem? Cum facem din drânsele unul? Facem un grup. O zis, nu știu cine. Cine e grup? Între. Hai, cine? Așa, așa, așa. Adică câte unul de la cele patru. Sau câte doi. S-au pus la vot și au rămas câte unul. Adică cât mai puțin și era normal. Pe urmă, Snegru, după ce au votat, eu zis că, nu, până la vot. Snegru a zis că, păi, dar acolo voi aveți un proiect care se deosebește de ceilalte. Adică eu am făcut după sistemul american guvernare. Președinte, fără guvern, președinte îi conduce Executivul. executivul și așa mai departe. Și că, băi, și că cine? Aia ca asta, mă scot, mă ridic pe mine, domnul Rotar, Ion, și. Snegru zice, hai și facem, poate facem două grupuri, auzi? Unul face sistemul, cum acolo parlament, aici, la sistemul european, dar voi face sistemul american. Dar eu prost, atunci eu m-am gândit că e cum mai bine. Vă, domn președinte, zic, nu trebuie două, facem unul și bun. Din aia este patru, înțelegi? Și prin asta eu mi-am tăiat craca, adică viitorul și așa mai departe, pentru dacă facem, dacă eu spunem că facem două, Snegur avea să accepte, pentru că el era cu interesat să fie șef țării. El voia să devină viitorul președinte. Și eu am făcut un model al Constituției în care președintele avea cuvântul real. Era conducătorul executivului real. Ăștia de la care au făcut schemul european, rolul până la urmă, eu am fost măturat, am făcut grupul, un grup, așa m-a... Snegru a zis că e bun, dacă zici așa, nu așa și facem un grup. Și eu am nimerit în grupul celor cinci, adică grupul patru, și ne-a pus șeful pe Boris Negru. Ia că amu el e acolo, cred că prima dată eu spun despre asta, l-a pus șeful Boris Negru, care e șef al Direcției Juridice a Parlamentului. Și noi toți ăștia care eram patru, întotdeauna unul nu vine deloc la ședința comisiei, Păduraru, care era viceministru de a justiției, Ion, am pot să iată dacă s-a Care a supărat fost ministru. consilier prezidențial, a fost și ministru al E, da, a justiției. fost mare șef și, mă rog, băiatul și-a rezolvat probleme. Nu mai spun care. Și iată, deci noi trei și a patra Boris Negru, noi tot timpul eram nimerim că suntem în opoziție cu Boris Negru. Sau el cu noi, sau noi cu dânsul. Și până la urmă, Boris Negru a obținut că grupul nostru a fost cum rezgonit, lichidat ca atare, real. Și ei au făcut promisiuni și au vrut în Constituție. Snegru a pierdut lupta cu domnul Lucinski, domnul Lucinski și-a impus voința, a făcut proiectul lui care era lui convenabil și l-a depozitat pe Snegru. Snegru, președintele Republicii Moldova, nu știu ce am în Constituție și au schimbat, dar nu, n-are reale influența asupra să-și impună voința privind situația economică din țară. El nu are niciun putere. Cum zici tu, nu are puternicii reale, puternicii juridice, dar puternicii reale are, dar depinde de caracterul, de multe situații și așa mai departe. Iată cum, s-a, cum cu proiectele acestea. Până nu se așează unul sau care două grupuri lucrează în paralel, sau doi oameni, nu iese nimic. Măcar prima variantă a proiectului să-l pui pe masă. Urmă ceilalți, de exemplu, eu știu că, de exemplu, ultima variantă a Constituției a fost redactată de domnul Lucin. Constituția din 94. Și cum el a scris varianta definitivă? Așa, ea a fost cam adoptată. El era președintele Parlamentului atunci. Da, nu știu, numai, da, el era președintele Parlamentului, domnul Snegur era nu știu ce acolo, deci el era Păi președintele. Snegur în 92 l-a ales președinte totuși, Da, singurul el a devenit candidat. președinte, da, și el voia tare să câștige, iată,
datorită tuturor chestiunilor astea, el până la urmă a pierdut și alegerile, e, dar cum le-a pierdut acolo, e tot e o problemă interesantă, dar așa că cei care, iată, sunt la putere, dacă ar fi tare, tare deștepți, el ar angaja lângă ei oameni mai deștepți ca ei, ca să le ajute să guverneze. Dacă părere de rău, ei aleg oameni care vor, ei vor să aleagă în jurul lor, să aibă oameni în jurul lor care să-i manipuleze și să-i, să-i consideră că ei sunt puțin mai slabi decât ei. Și de ce situația în țară este ceea care este? Și când numai vom ajunge că oamenii vor înțelege, cei care ajung la conducere că au nevoie de specialiști în domeniu? Eu, de exemplu, niciodată, eu întotdeauna am zis că eu nu vreau, n-am tins niciodată, cu toate că am avut posibilitatea să-mi fac și partidul meu și așa mai departe, n-am tins niciodată să ajung în Parlament, să devin politician. Cum, chiar eu, anul trecut, în, consideram în expert, toamnă, da? Ai candidat la Parlament păi, da, pentru bă, diaspora. Eu am vrut să atrag atenția la anumite probleme. Eu înțeleg că eu nu pot să devin, să câștig alegeri, toate. Oamenii nici nu înțeleg care e problema, că la noi mai există o problemă cu oamenii care, dacă te văd că tu vrei să devii ceva care ei nici nu tind să înțeleagă, ei nici nu le trece prin cap, adică majoritatea populației îi zic că băi, dar și nu vor să devină președinți sau mai știu eu, poate vor să devină, dar nu au această, deci, obrăznicie să zic, băi, eu vreau să devin șeful tău, vreau să devin președinte. Și mă, dar oameni de obicei spun, dar și ești, tu și ești mai deștept ca mine, sau și, bă, și tu ești cel mai deștept, de câte ori am auzit, dar și tu ești cel mai deștept. Eu aici, cu, în România, am ocazia de mult, de multe ori să spun, bă, dar și tu ești, cine ești, din Basarabia, și e cam așa, și nu numai, și tot loc cam există asemenea atitudini. E că eu pot să te contrazic. Ieri am fost la o ședință de partid, o adunare de constituire și m-au numit președinte de filială la Partidul Verde. Așa basarabian cum sunt și mai tânăr ca ei. La Partidul Verde din România? Da. Partidul Verde din România nu are nicio șansă. Nu zic hop. Șansele sunt mâinile noastre. Să dea Dumnezeu. Nu, păi, printre altele, eu... Basarabienii, printre oamenii de rând, se bucură de mare autoritate. Eu, de exemplu, în 2000 am trăit 9 luni pe Bulevardul Maghiar, în apartamentul unei rude de mele. Și eu, în timp de 2 luni de zile, din moment când am venit acolo, eu am fost ales membru Consiliului Asociației respective. În mare măsură din cauza că ăștia care erau acolo se făceau dintre ei de rupeau pământ. Și credeau că mata vine dintr-o parte, nu o să ai interesă, nu o să... Nu știu, deci eu eram în relație foarte bună cu toți. Și toți se atârnau din față de mine, mult mai... Și pentru că ai studii juridice, da, acolo nu prescep la formalități, da, la hărțogăraie. Domnul inginer, domnul agronom, domnul doctor, domnul avocat, face mult, deci, atitudinea aceasta, dar la nivelul, deci, atât, dacă încep să încerci să nimerești într-o funcție publică în România, în Basarabian. Eu vreau să, iată, fă un anunț, cei din Basarabian ocupă astăzi o funcție publică în România. Ana Guțu, e secretar de stat. La. Doi deputați, avem un senator și un deputat, cel puțin doi. Nu, mai stai, leagă. Eu despre ăștia deputați care au trecut prin Parlamentul Republicii Moldova și au ajuns în România, eu dacă aș începe să povestesc... Hai data viitoare, că e trecut de ora 10. Da, voi, prea mult noi am vorbit, e cer scuze, deci că am reținut, dar mă rog, cine vrea să uite, cine nu vrea, până asta internetul, deci e bun. Des terminăm să le zicem oamenilor noapte bună, sănătate și noroc în toate. Și ții la fel. Da, mulțumesc. Seară bună, ne vedem când ne auzim. Ne vedem, da. Eu cred că chiar și mâine putem să ne vedem. Eu cred că trebuie să încercăm să discutăm despre problemele reale ale oamenilor, cu pandemia, să vedem. Mâine seară, la 7, am ședință online cu președintele partidului și cu liderii de filiale din sector. Deci poate doar pe la ora 9 sau pe la amiază.
Vedem, dacă nu Hai putem, vorbim. nu putem mâine, da. La E revedere. important. Se începe campania electorală în România. Asta e prioritate. O Da, zi da. bună, o noapte bună. La revedere.